Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care sunteți cu noi în fiecare zi și cei care vor mai veni. Vreau să mă duc împreună cu Nora să mergem să facem ceva cumpărături. Acolo la Prozar, de unde am fost ieri și am cumpărat prunii. Da? Pentru că vrea și Nora mea mai mare, ca să facă și ea. Și nu poate să meargă de la copii, m-a sunat să mă duc eu să le cumpăr, să pregătească. Acum, ce să vă spun? Eu i-am trimis. De-apă, nu, vrea să-și facă și ea acum, nu? Că a văzut filmarea la mine și vrea să-și facă și ea și trebuie să mă duc să o ajut. Să pregătească și ea. Acum, nu cred dacă vrea ea să filmez, că nu-i de acord ca eu să filmez la ea acolo. Dar las. Noi suntem noi, da? Nu fiecare vor să fie filmate. Așa că mă duc să văd ce este la Prozar acolo, să cumpărăm și pentru noi, să vedem ce este. Și ne-am gândit să vă luăm cu noi, da? Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Ia, ținem așa. Este foarte calm la noi. Este o vreme bunicică. Nu este nici cald, nu este nici frig. Nora s-a îmbrăcat cu sacoul ăsta mai gros. Da. Mi-am luat și eu puloverul, dar... Nu. Ne-am dus eu cu sine la magazin. Era mai rece de dimineață, Nora, era mai rece, da. Dar acum nu, nu mai este așa rece. S-a mai schimbat un pic vremea. Noi mergem pe jos, că nu e așa departe. Așa e, Nora. Mergem. Chiar îmi place. Am o atmosferă foarte bună, plăcută. Să vedem. O să mergem pe aici așa, Nora. O luăm pe aici așa, prin colț. Aici așa mergem. Eu de fiecare dată când lucram, când lucram acolo lângă, când lucram la Banca Națională, eu veneam de acolo în fiecare dimineață, când veneam și venea Marcel după mine să mă ia. Veneam la Prozarul ăsta, dar am uitat eu de Prozarul ăsta, nu mai m-am gândit eu să mai vin aici. Are lucruri bune, are fructe bune, are, au legume bune, ieftine. Și eu meream acolo lângă Aldi, care este foarte scump. Acolo este 2 euro kilogram de lubeniță de pepene roșu. Aici era un euro 35 kilogram. Da, când am luat atunci. Nu. Dacă vă filmăm, noi mergem acum așa sus în pantă aici. Este foarte greu când vin eu pe drumul ăsta, mi-este greu. Da, mergem așa încet. Da. Mamă, ce calm e. Nici mașinile nu prea se mai aude. Da. Toată lumea e plecată. S-au dus oamenii în vacanță. Da, da, peste de tot. Ce ne de la o lună de zile, o lună jumate. Uitați, parcări la greu. Sunt. Vedeți? Câte parcări sunt. Da. Și când vine lumea din vacanță, nu mai este parcări. Da. Dar pentru mașina noastră, să vă spun, că a sunat băiatul acolo la asigurarea noastră și a spus omul ăla că el așteaptă să vină rezultatul de acolo, că nu are ce să face. Auzi acolo. Să vină rezultatul din Bulgaria. Doamne ferește! Dar ne-a spus cineva că așa se procedează acolo, că o să durează 4-5 luni, auzi, 6 luni. Holala! Că n-avem ce să facem, că așa e acolo. Pentru că este Bulgaria, nu e aici în Belgia. Dacă era aici în Belgia, într-o lună se rezolva problema sau 2 săptămâni. Dar așa,
Hai să vă arăt unde lucra Marcel când lucra aici și mătura străzile Scarbecului, prieteni. Ca să vadă cei care mai vin pe canalul nostru, să vadă, să vă arăt, ia că uite aici, sedu ăsta, aici, cum intri, vedeți? Aici este care venea Marcel în fiecare dimineață, vedeți că este acolo și o mașină care are mătura, uitați, aici vine în fiecare dimineață, era aproape de noi, da, vedeți, aici, aproape de noi, venea la muncă, era fain că era aproape aici, după casă, cum s-ar spune. Da. Dar nu i-au dat contrabon pentru că nu. Așa sunt regulile aici. Îți dă până un an jumate. Odată a lucrat un an jumate, după aia un an. Adică a mai făcut pauză, nu? I-a prelungit imediat. A mai făcut pauză. Nu. Aici era cândva mai de mult protecția muncii, cum să spune, dar aici se spune acteris. Am venit eu odată aici când de mult. Acum 19 ani. Am venit aici când voiam să mergem, să ne angajăm și noi, să ne căutăm de muncă, vedeți? Dar acum e închis, gata. S-a desfințat. S-a mutat în altă parte. Da. La 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 la. Este cald, Nora. Uite, așa lucra Marcel, cum lucrează omul acesta, vedeți? Cu șaretul. Uitați. Nu-i rușine să lucrăm, e rușine să furăm, da? Așa lucra și Marcel. Da, stai că n-avea atunci șareturi din astea, avea șareturi din alea mai mari, mai grele, care urca aici dealul ăsta. Și nu aveau lopăți din ăștia de aluminiu, cum au acum. Aveau altele. Drept înainte trebuie să mergem, nu în ora, nu la ăsta. S-a întors camera, am oprit-o. Întoarcem așa ca să nu zică lumea că îi filmăm pe ei, ne filmăm pe noi, prieteni, să nu avem probleme că lumea vine, uitați pe drum. Aici mai este un prozar, hai să vă arăt. Aici mai este un prozar, dar aici un pic mai scump și mergem unde este mai ieftin. Mai mergem un colț. Da. Să mergem să mai cumpărăm prune. Vedem ce mai luăm de acolo. Uite, au pepene galben, pepene roșu, dar aici e mai scump. Aici e 1,60 € kilogramul, cam așa. La fiecare prozar sunt mai ieftin, mai scumpe, mai... No. Păi trebuie să o căutăm unde sunt mai ieftine, nu? Da. Nu mergem să cumpărăm ea, că ne-am dat și ne-am mai cumpărat unde era mai scump. Că sunt prozarele diferite aici, dar trebuie să mergem, Nora, avem de mers până încolo. Da. Avem de mers, așteptăm. Așteptăm așa, să se facă verde, să trecem. Așa cum am primit comentarii că este foarte cald în România și în câteva țări, vă spun, aveți grijă de voi, stați la umbră, protejați-vă, beți lichiduri cât de mult, că așa e la când că dă până nu-i beți și gâtatul ăla domnul ăsta. Da. Stați în casă, stați la umbră, Domnul Iisus să vă binecuvinteze, să vă păzească. Dacă mergeți în vacanță, pe un drum lung, Domnul să fie cu voi.
la plecare, la întoarcere, amin, să vă păzească și să vă ocrotească. Este foarte important. Trecem, Nora, mergem, hai! Este foarte important ca noi să ne... frate! Mușcă! Așa. Mai întoarcem unde mergem noi. Iată așa. Nu e așa departe. Pentru noi este o plimbare. Nu, nu e tare. Așa e, Nora? Pentru noi este o plimbare să mergem, că nu e așa departe. Nici așa nu prea face mișcare. E bună mișcarea pentru noi. Este buzuri, uitați, la ce rost să mergi cu două stății cu buzul și să dai banii la bilet. De ce? Așa mergem. Fain, ne recreim și noi, nu mai suntem afară, nu mai suntem așa în casă. Vă luăm cu noi, vă arătăm cum e pe la noi aici în Scarbec, în Bruxelles. Da, aici suntem în Scarbec, în Bruxelles. Da? Sunt magazine peste tot, prozare peste tot, baruri peste tot. Da. Așa cum este în orice țară. Noi imediat suntem acolo. Ajungem la colțul ăsta imediat. Și acolo suntem. Da. Așa. Ce să fac? Acum puteam să fac eu la mine, dar nu știu. Și să filmez? La ce rost? Numai ieri ce am făcut găluște din ăștia de gomboș și dacă mai fac astăzi, da, dacă puteam să filmez acolo la ea, puteam, că nu. Să mai vedeți și voi copiii, mai, da, nu. N-are rost, că am făcut ieri și mai fac și astăzi, nu are rost. Nu, acum trecem drumul pe aici, așa, Nora? Hai, Nora. Așa, și imediat aici, după colț, este prozarul. Noi o să vă lăsăm, că noi imediat suntem aici și la ăștia nu le place să filmăm. Da? Aici e prozarul după colț. Vedeți, aici sunt lubenițele. Pepene roșu, cum s-ar spune. Hai să arăt mai așa, ca să nu mă duc până acolo. Uitați. Dar ce e aici, Nora? Așa, vedeți? Aici este prozarul care noi intrăm. Și o să oprim filmarea, că uite omul ăsta acolo, să nu ne facem probleme, da? Vreau să vă spun, hai că mergem pe aici, așa ne-a prins ploaia, uitați aici, Belgia, acum e soare, acum e ploaie, ne întoarce, n-am cumpărat cine știe ce, am cumpărat pentru nora mea, Naomi, da, niște prune, am luat la copii niște lubeniță, care o să mă duc acum repede acasă să-i fac și ei, da? Se pregăte și ei. Acum ce să mă fac? No. Trebuie să mă împart în mai multe zone, lucruri, pentru că nu. Nu că nu s-a descurcat, dar are fetița aia mică, Miriam, și nu. O încurcă, tă după ea în bucătărie, nu stă, plânge după ea, o iubește foarte tare, nu poate să stă un minut fără ea. Și Doamne ferește, ea în bucătărie să fac acolo să nu se întâmplă ceva cu micuța. M-am dus că ieri chiar mi-a zis că, vai ce ploaie, că stai în urașa, stai că ne udăm tot acum, ce ne facem? Da, știți că copiii mici, nu, vine după ea în bucătărie și Doamne ferește. Și am zis că mă duc să o ajut să-i fac, da? Așa cum v-am spus, nu să filmăm, că poate nu-i convine la Nora, la Naomi. Hai să spunem Naomi, să nu mai spunem Nora, că pe Nora o cheamă Nora și este Nora mea și ea.
Da, este mai mică și Naomi este nora mea cea mai mare, Naomi, da? Doamne, ce-a venit cu aia? No, bun, revenim de acasă, da? Am ajuns acasă. Vedeți, n-am cumpărat cine știe ce, dar vreau să vă spun că astea ce am cumpărat eu ieri, astea sunt prune alt soi, eu cred, pentru că uitați cum îs. Sunt mai mari. Sunt mai mari, nu știu dacă sunt alt soi. Doi. Cred că da, adă una de acolo, Nora, două să vedem. Nu tot, nu tot, una, două, am zis. Așa. Da, sunt alt. Vedeți? Astea, eu cred că astea sunt din alea Bistriți. Da, cam așa. Nu mai știu cum le cheamă. Da. Am luat niște ardei. Era 1 euro 1. Un pachet. 1 euro un pachet. Am luat 2 pachete că vrem să pregătim și mai târziu ceva mâncare. Am luat la copii, la nepoții, niște lubeniță, spunem noi, lebeniță sau pepene roșu. O să mă duc să le duc și lor acum. Și noi vă mulțumim că sunteți cu noi, vă iubim, vă îmbrățișăm, aveți grijă de voi, dacă este cald, la noi nu este cald, ochelarii mei tot sunt plini de ploaie, numai acum, de un minut ce am intrat în casă. Vă mulțumesc, vă iubesc, vă pup, vă doresc o zi minunată. Dacă mergeți așa, cum v-am spus, în drum lung spre vacanță, la cei dragi a voștri, Dumnezeu să fie cu voi, să vă însoțească, să vă sprijinească, să ajungeți cu pace și cu liniște. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez. Ne vedem la următorul filmuleț, cât de curând astăzi. La revedere! La revedere.